Hei, înainte să începem episodul, vreau să-i fac o promovare lui Atenție Cad Mere. Are 14.478 de abonați și este puțin mai diferit, pentru că nu are un canal strict cu gaming. De fapt, nu are un canal dedicat gameplay-urilor, are un canal dedicat lucrurilor mai diferite. Ce înseamnă asta? Face topuri despre anumite subiecte, ciudate, macabre, educaționale, distractive, ieșite din comun și discută despre ele, vi le prezintă. Pentru că știm cu toții că nu stăm să căutăm pe Google anumite lucruri și ne fascinăm când le vedem într-un videoclip sau când aflăm despre ele. Și asta face el, prezintă oamenilor diferite lucruri. De exemplu, top 10 invenții, vă spun ce a aplaudat cel mai recent. Invenții din greșeală, dar cele mai scumpe lucruri pe care le poți avea. Minciuni adevărate despre fitness, deci tot felul de subiecte. Astea au fost doar câteva din videoclipurile cele mai recente și am înțeles că tot voi, adică, mă rog, câțiva din abonații mei care sunt abonați și la el, i-au recomandat să vină la mine să îl promovez. Deci, din nou, eu vă recomand să intrați pe canalul lui, cu siguranță veți găsi ceva interesant, pentru că sunt o groază de topuri despre diferite subiecte, n-are cum să vă placă niciunul, eu nu cred așa ceva. Și am lăsat o notare pe ecran, un link în descriere, să o puteți să faceți mai ușor să intrați pe canalul lui. Vă uitați la videoclipuri, vedeți dacă vă plac, vă abonați, îl susțineți, dați subscribe și tot tacâmul. Cam atât cu promovarea asta și hai la episod! Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod. Stai așa că așa. La un nou episod de Minecraft. Și înainte să începem, aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like, să strângem și noi cât mai multe. Jucăm Build Battle. Mă rog, voiam să joc altceva, dar facem episodul ăsta așa pentru că e mai rapid, e foarte ușor să filmez Build Battle, deci e mult mai rapid, pentru că vreau să mă pun să învăț ceva la biologie. Chiar dacă e 10:30 seara, noaptea, eu învăț la biologie. Astăzi am ultima probă la biologie, care aparent ar trebui să fie cea mai ușoară, dar mi se pare cea mai grea, adică sunt cel mai puțin pregătit la materia asta. Dar cred că mă voi descurca și cred că pot lua o notă decentă, desigur, dacă îmi țineți sau dacă îmi veți ține pumnii în continuare, pentru că m-a susținut foarte mult în ultimele zile când am avut examenele. Bun. Hai să lăsăm pălăvrăgeala și să continuăm cu un joc, da? Aici. Stai. O să punem tema water. Vrem apă, niște apică, nu știu dacă am mai avut vreodată, dar în caz că am mai avut asta e, în caz că nu, facem acum. Am eu volumul încet, nu știam cine mă aduce un sau de. Băi, pentru water nu o să facem nimic foarte complicat. Prima dată o să punem niște apă pe jos și facem o găleată. Pana mea, ce vrei mai mult de atât? Pana mea! Ok, deci avem nevoie așa. 1, 2, 3, blue, 4, 5, ok. Și ne mai trebuie ceva? Ok, vedem pe parcurs. Bun, deci, cam care e mijlocul, e întrebarea, o să facem de aici. Așa. Bun. Vrem să 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era jumate? Hai că pare la jumate. Pare. Dar nu e. Ok, acum dați-mi puțin. 4. Așa. Voiam să fac eu vlogul de. Mă rog, vlog atunci când am avut examenul la matematică, să vă spun cum a fost, dar am zis să o fac astăzi, când o să mă întorc de la biologie. De la examenul de la biologie 3, 4, 5, 6. Da, când o să mă întorc de la examenul de la biologie, desigur, voi face un vlog foarte rapid să vă explic ce s-a întâmplat, în care vă voi spune și la biologie și la matematică. Nu că ați fi voi foarte curioși sau ceva, dar așa, ca și idee. Bun, deci. Stai să vedem cum facem. Cum ne arată o găleată, ești nebun. Poate. Oh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bă, am nimerit sau nu? Cred că da. Bun, da, și v-am spus, voi face acel videoclip, voi explica bla bla bla, dar ca și idee am luat bacul, cred eu, să vedem ce voi face mâine, dar până acum am luat bacul, asta e cel mai și cel mai și cel mai important, pe lângă să iau eu niște note decente, da? Deci pe lângă luatul notelor decente, va trebui să, deci stai puțin, așa, va trebui să iau bacul, deci asta e prima cerință, da, deci trebuie să iei bacul, după aia să iei și niște note decente, știi, adică să nu ai 6 sau 7, 7, 5, 10, 8, cam astea sunt note decente după mine, 9 și 10 sunt note de top, top, note foarte bune, hai să vedem, așa, și, da, deci până acum părerea mea e cam la bacul, dar, ok, stai puțin. Da, asta e, deci am luat bacul, dar nu se știe unde ajunge lucrarea mea, deci asta e cel mai interesant, pentru că nu se știe ce profesori corectează lucrările. Noi suntem generația, să zic, da? pe care ăștia fac teste, deci băieții ăștia fac teste, nu se știe cum corectează profesorii din alte județe față de profesorii care, față de profesorii noștri, din Pitești, mă înțelegeți? Adică tot profesori sunt și tot la fel corectează, dar nu... Habar n-am, nu poți să știi ce surpriză ai. Adică gândește că poate unul ți-a greșit cu un punct sau două. Nu se știe. Și când vezi acolo pe site, când te uiți nota mult mai mică, te sperii. Bă, ce naiba, că știu că am făcut. Și na, chestii de genul ăsta. Eu sper să nu se întâmple. Water. Nu știu cum să fac chestia. Stai. Arată găleată? Stai să o țin în mână. Arată găleată? Bă, zic arată. Hai să punem repede niște lily pad-uri. Astea să mai glicesc și să pun câte două. Iată. Nici n-a apăs de două ori. Apăs o singură dată. Ok. Așa, eu zic că arată destul de decent, dar nu vreau să pun câte două. Ok, hai să vedem dacă mai sunt lipsuri. De aici lipsește una, aici lipsește una, aici lipsește una. Da, și hai să punem și pe dedesubt. Ok. Perfect. Na, s-ar putea să mai fi făcut cineva ideea mea. What? Ok. Asta nu este apă cu siguranță. Așa, vreau să vă spun că pentru mâine, deci astăzi este vineri când voi vedeți episodul, pentru mâine voi avea un episod special. Mâine e la ora 7 dimineața, în caz că nu uit să-l filmez, dar nu uit. Voi avea un episod special, ceva special, special, care sunt sigur că vă va plăcea sau o să vă placă. O să-i dăm un chel, nu știu ce e asta, mă înțelegi. Adică îi dau pup, ce pana mea. Ok, asta ce e? Deci e un pește. Zici că e un cârlig, sincer să fiu. O să-i dau un ok, nu prea îmi place cum arată peștele. Deci voi avea un episod special. Nu foarte, foarte special, extraordinar de special, dar ceva special. Prea mult special. N-am folosit niciodată cuvântul ăsta într-o perioadă așa scurtă, adică într-un minut. Dar... sunt sigur că vă va plăcea asta, zic. Wow. Ok. Deci asta cu videoclipul special. Că tot zicem special, special. Și da. Mi-a venit mie așa odată în minte ideea asta și mi s-a părut super tare și am zis să vă prezint, să vă arăt și vouă, dar nu vă spun ce, ca să fie surpriză, nu doar la bici. Dacă vă spuneam, nu mai era amuzant, strica tot farmecul. Oricum nu o să vă dați seama, deci e ok. Nu știe nimeni la ce vreau eu să fac, ce pun la cale. Chiar am testat, chiar am cum să zic, am pus în aplicare. Am făcut niște teste înaintea episodului, da, ca să fiu sigur că totul va merge ok, pentru că așa îmi place mie să fac. Eu nu, dacă filmez ceva, eu trebuie să știu că totul e gata. Nu aranjez înaintea episodului. Nice-o. Ok.
ce e asta? Water. Oh, ok. Am uitat să not... Cred că am uitat să dau note, nu? Asta e dacă vorbesc cu voi, cereți. Nu mă pot concentra așa mult. E prea mult pentru creierul meu, da? Este prea mult solicitat de către bacalaureat. Am o scuză. Ok, nu știu, ei pune o apă, știu dacă îi dau. Nice, 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 nice. GG. Thank you, guys. Oh my god, ce tare e sunetul. What? What, 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 what? Bun, s-a terminat și episodul, de fapt, runda aceea. Haideți să mai jucăm încă una. Nu glumeam. Bun, deci eu acum voi încheia episodul, mă duc să randez. Eventual să aplaudez după ce se termină de randat și... da, mă voi duce să învăț la biologie, pentru că așa se învață noaptea. Bine, astăzi am dormit o groază, deci am dormit undeva la 10 ore sau 10 ore și ceva. Pentru că... Cu 3 zile înainte de asta am dormit, deci eu am dormit 8 ore în 3 zile. Vă imaginați 8 ore în 3 zile? Deci la prima probă la română n-am dormit absolut deloc, bă, dar deloc, deci n-am dormit, efectiv. După aia am dormit 3 ore la matematică cu o zi înainte de, da? Noaptea aia, să zic așa. 3 ore, atât. M-am culcat la 4, m-am trezit la 7 să repet înainte să plec la bac și am plecat. Și astăzi nu știu dacă o să dorm. Cred că o să dorm, dar mă culc undeva pe la 3, tot așa, mă. Dar oricum, nu mai am probleme, pentru că am dormit mult azi. Și acum când mă culc, deja sunt odihnit. Dar ca și ideea a fost o săptămână destul de grea. Destul de grea pentru că așa mi-am făcut eu, că am vrut să mă culc târziu, că puteam să mă culc ca un om normal, știi? Dar prea multe emoții și chestii. Oricum, eu sper că v-a plăcut episodul. Din nou, asta va fi singurul episod de ziua, pe ziua de astăzi, dar singurul episod referind la ideea de gaming, da? Deci ce jucăm. Dar o să fac un vlog când mă întorc de la biologie și o să vă spun cam cum a fost bacul, bla bla bla, etc. Bun, sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!